scuza, am umflat la propriu. Fii atent cum facem. Acum, dacă au plecat cei doi invitați, urcă tu, te rog frumos. Asta vreau să fac. Poza pe teoshow.canal de România și să intre așa. Vor intra în ordinea numerelor de pe tricou la propriu. Kiki, Mireia și Bobiță. Bine ați venit! Bună! Mega succes! Mega succes cu piesă nouă! Vă mulțumim că ați venit! Mulțumim frumos! Thank you for calling us! You don't speak Romanian at all? No, just a bit. Prea vorbește românește. You are wonderful and your music is wonderful. Thank you so much! Spuneți-mi despre cum s-a întâmplat întâmplarea. Întâmplarea este că aceste două minunate fete sunt extrem de talentate, în sensul că Kiki este o mare cântăreață și așa a fost descoperită de noi relativ este de curând. Handbalistă, este centrul este la o mare handbalistă, da, la CSM, la campioana României. Vâlcea. Este și ele sunt și deținătoarele cupei campionilor și a campionatului României. Pur și simplu Kiki și Mireia au venit la noi la studio, la Lee Music, au bătut la ușă și au zis: noi vrem să voi sunteți și pretențioși, adică voi nu colaborați cu oricine. Piesă, nu, dar să știi că jos, sub studioul nostru, este un studio de bronzare. Aha. Iar noi, văzându-le atât de frumoase, am crezut că ele caută de fapt alt studio. Exact. Și nu, jos, aici am venit bine. Și atunci ne-am apucat de această piesă. Mireia este extrem de talentată pe partea de video. Înțeleg că ea a moștenit această pasiune de la tatăl ei, care are o firmă de producție în Spania. Și practic ce veți vedea astăzi la tine în emisiune este de fapt munca noastră din ultima perioadă, Kiki și colegii mei de la Lee Music, care vor fi aici și... Am un sfat și o rugăminte. De fiecare dată când vă simțiți jos, rău, neplăcuți, puneți piesa asta în blană. Știți cum? Face miracole. Te ridică și din... Tu ai făcut scenariu, zicea. Eu? You were the one that recorded the whole thing. Yeah. Yes. Tu ești cea care a înregistrat toată treaba. Was it difficult to work with a champion? Actually, it was not at all difficult to work with them. We also work with the girls of the team. Lucrăm și cu fetele din echipă. Everybody was wonderful. Toată lumea a fost minunată. It just take a time because I wanted to be a little on the level of mi-a luat puțin timp pentru că mi-am dorit să fie la nivelul cântecului. Această piesă a devenit cumva un imn și la noi în redacție și peste tot unde s-a ascultat. It's like an anthem for us. And every time I'm feeling down, I sing your song. That's so beautiful to hear. Au venit și ceilalți membri ai trupei. Sigur, colegii mei, Iulian Andrei și Gabriel Sucea, sunt producătorii acestei melodii. Vă mulțumim pentru tot, sunteți grozavi and keep up the good work. Thank you. Thank you.